Ileana s-a întors înapoi să schimbe geaca. Ileana! Ileana! Deschide acolo în cămară și uite-te în față, vezi că este un patent. Un clash de el. În cămară. No, mă duc la Parlament să-mi iau păpucii. Am mai fost o dată. Am filmat, dar nu știu unde mi-s filmulețele. Sper să le găsesc. Sper că nu le-am pierdut. Deci faza e că am fost în concediu și am fost în România și când m-am întors nu mai am loc. Numai 5 oameni au nevoie și formația e completă. Și mi-a zis managerul că nu mai am loc la Parlament, la servici. Și trebuie să mă duc în alt job. În alt proiect. O săptămână sau două până când mi se face iară loc, știi? Că aici așa e, dacă mergi în vacanță, ai plecat în holiday, gata, îți ocupă locul și când te întorci trebuie să stai până pleacă altul în vacanță sau să îmbolnăvești unul sau morților. Și după aia îți preiei locul. Și am mai fost odată, am fost cu Ileana, am băgat înăuntru în Parlament, am filmat, am fost la restaurant, am mâncat tot, dar nu mai găsesc filmarea. Nu mai știu unde mi-e filmarea. Și mă, am fost pe terase, pe acolo, bun. Am fost în incinta Parlament, mi-am făcut poze, ați văzut pe Facebook, care mă aveți și pe Facebook. Și acum mă duc să iau bocancii, ceva căciulă de aia de frig, eu știu ce mai am pe acolo, și mă duc să-mi iau ținuta de lucru și luni mă duc acolo, ca o săptămână, aici, aproape de casă, la 15 minute de casă, nu e departe. Și mă duc acolo la job și nu stau, stau acasă, nu fac de 200 de kg, mă îngraș ca o vacă, nu fac mișcare, nu mă mai duc la sală, am fugit ieri, am alergat în parc, na, hai, să vedem, să vine Ileana și mergem, luăm autobuzul și mergem la Parlament să intru înăuntru. Mergem la restaurant, mâncăm, că e bună mâncare acolo. Și îmi iau bocanci și luni mă duc în partea asta. Asta e. I love you. Mai încitește cadrul ăla cu ce am filmat la Parlament acolo. Auzi? Da. Clina deasă. Taci, mă, odată. Nu mai găsiți cardul ăla unde am filmat la Parlament și în spital și ăla. Și spital. Ah, acolo, dar te-ai filmat și la Parlament. Am filmat și în spital, da. Hai, la Parlament să mâncăm fish and chips. Cu 3 euro, ce de la? Ieftin. Nu mi-a luat acolo de soare. Ce la să mâncăm pizza? Hai la pizza. Ce-am pizza, ce-am pizza, ce-am pizza, ce-am pizza, Dar cum a fost? Inside a fost bine în afară. A mâncat bine. Și acum am mers să iau un fiul de la școală. Da.
Suntem aici, uite, îi lovește. Facem planul de vacanță. Anul ăsta vreau să mă duc pe vacanță exotică, nu mă interesează unde. Pentru că anul ăsta lui Duvan Capriu. Dacă îmi ții tu ghină, că tu ești ghinionistă. Da, eu îți ghină. Îmi ții ghină. Tu îmi ții ghină mie, tu. Eu sunt ripol, îl fac de voi. Nu, atunci ca și zic, da, mele. De ce este mint? Anul ăsta stă și între în cap, asta îți permit. Da. Tu? Trebuie să lucrezi. Tu îți permiți. Tu știi că voi oamenii acolo, mă. Indiferent, plătesc, nu mă interesează tare dacă dau rachetă. Ești la hotel. De unde plătești? Taci, mă, odată. Dar de unde plătești? Ai bani de bande? Hă? Ai bani și eu nu știu. Grange Road, Caledonian Market. Uite, așa s-ai cu bună, stai din tot, da? Nioi, cu bună. Da, speriată. Săracul de mine. Speriată. Săracul de mine. Da, am zis. Anul ăsta vreau să mă duc într-o vacanță exotică. Când? În august. Nu, n-au. Cred că unde e sărbători. Cred că mă duc. E sărbători. Mere. Ori în noiembrie, ori în ianuarie 2021. Dar nu ai că să mă duc pe acolo. Chica mea sunt două rachete. Camera la discotecă și băga o piesă de asta, Is My Life. Toată lumea se ridica de pe scaun și dansau. Cum știau ei acolo, Is My Life, mai electronic, mai nu știu cum. Acum, nu pot fată să vin la club de seară pentru că nu mi-am pus genele, n-am fost la coafor, n-am făcut părul, n-am fost la epilat. Înțelegi? Da, este Ibis. Ce Ibis, mami? Ce mami, mă, că îți dau... Nu zice ce mami, mă, boulă. Ce Ibis tu pui? Nici. Nu mereu, mă, nicăirea de ziua mea, la sushi samba. Da, de ziua mea, mă uit.
A, de ziua ta mergem unde vrei tu. Mergem, dacă vrei mergem la Amsterdam. Sau la Paris. Da, asta ziceam, de asta am deschis camera. Să zic de... vremurile alea. Auzi. Alea a fost vremurile. Aia e muzica. Nu ca acum. Mă merg în discotecă și stai depresiv. Îmi băgau o piesă de asta la un chef, toată lumea, hai! Nu se băgau, cu mic, cu mare, nu se uitau cum care, cum e îmbrăcat, nu se studia lumea, nu era atâtea bârfe, nu era atâtea povești, nu stau pe telefon, nu aveam telefoane. Merai la chef cu un scop, să te distrezi. Da. Acum toți stau pe telefoane. Dacă unul e mai, ăsta mai se distrează mai tare sau dacă ăsta vara l-a ibiat, l-a băut, l-a făcut de rușine, o spart cheful. Adicat-o. Da. Da, mă, dar când era piesa asta, de exemplu, când a apărut melodia asta în 2013, dar nu știu, asta nu, asta nu a apărut în 2013. Asta a apărut mai repede, Hathaway, pe 90, nu, 90 și... 96, 97, nu știu. Nu mai repede, mă, ce, prin 93 au fost aia doi la modă. Când am fost la mare eu. 98. Da, mă, dar lumea se distra, mă. Merai și la discotecă când intrai. Stăteai 50 minute, pe scaun, bea o bere sau bea un pahar de ceva, până îți prindeai curaj. Apoi după aia... Bine, și băgam mă, hit după hit, muzică după aia, bagă două piese. Avea ce muzică mi-a băgat la Revelion. Dragostea din Tei sau ce-o băgat ăla? Tei Paci, nu mai am aminte. 300 de. Și erau vremurile, mă, acolo vreau să puntesc pe vremea. Era muzică. Lumea se ducea la discotecă să se distreze. Nu erai curios că aveai un rolling pe tine mai lung, că aveai o pereche de pantaloni mai rog. Mai scurți, că aveai prea cât de adidași călcai cu călcâile pe jos. Dar lumea se distra. Pe noi pe vremea noastră ne distram. Acum dacă te duci în cluburi, tot ești cu unghii atâta. Băieții nu știu care e bea și care e fată, că trebuie să-ți pensați, epilați și cu blugi pe cur. Da. Eu oricum sunt fericit că am trăit vremurile astea cu Hathaway, cu ce-a fost mai înainte, cu Dr. Alban. Sper să nu iau copyright la muzică. No, mâncă? Înainte unde merg, în trei magazine atâta, nu măcar în toată Londra. În trei locuri merg, zi. Merg la mecanic, merg la magazinul de produse de curățenie și la Tesco și gata. Și la bancă? La bancă te duci tu cu copilul. Și nu, mai merg unde zic eu și tu faci ce zic eu. Și vezi cum vreau să ai vizat la mare, dar... În trei locuri merg astăzi. Și pe aia mâine în alte trei, da? Că vreau să stau în pat, să mă fac bine, că-s bolnav, zdrăcită. Da, știi, mă. Mi-ai înțeles? Că nu ești cu asta, știi, mă. La școală? La nume de net. La școală, la copil, te duci numai tu. Eu nu mai ies afară din casă, că vreau să stau să mă fac bine. Hai să merg la magazinul de produse de curățenie. Merem la... la mecanic să schimb cauciucul și la ăsta. Și basta. Hai.